Astăzi este luni, 15 august 2016. Mă aflu în localitatea Voinești, din județul Dâmbovița, în crescătoria maestrului Columbofil, domnul Mihai Tița, pe care îl salut pe această cale. Vă salutăm, domnul Mihai, ce faceți? Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mi-era dor să trec la noastră să mai văd niște păsări adevărate de fund și maraton. Aici ne aflăm în compartimentul zburătorilor, da? Da, da. Într-unul din cele două compartimente și o să vă rog pentru început să ne prezentați câteva păsări de clasă. Știu că aveți păsări de mare clasă în crescătoria dumneavoastră, porumbei cu foarte multe etape zburate de fond și maraton, maraton extrem chiar. Cu ce începem? Păi avem boxa 1. Se și vede aici scris boxa 1. Da. Și aici e o femelă cu mascul. O femelă care a zburat Tartu în 2014. Super. Locul 30-35 la 1400-1600 de kilometri. Cred că se vede și... Da. Asta a fost în 2014. Acum are ștampilă de Krasnodon. Acum are ștampilă de Krasnodon. A venit prima de la Krasnodon la 10-30. Super. Și cred că e printre primii 3 porumbei, 4 pe județ. Dar nu asta e important la femeia asta, care are vreo 10 maratone făcute. Și de la Doneț a venit tot așa mai înainte cu 2 săptămâni și a clasat. Dar uitați-vă la pana asta că e albă, ea e stropită și e albă. Da, da. În dimineața când s-o bag la Doneț, am găsit-o cu pana ruptă de la jumătate. M-am dus, uite, am găsit o pană, am tăiat-o, dar n-am ținut cont să mai fie un pic mai de culoare, e mai deschisă. Nu contează, e important, e deci, cum trebuie. A zburat Donețul și Krasnodomul 2000 și ceva de kilometri cu o pană pusă de mine în supercluj. O pană de împrumut, nu? Da, o pană de împrumut de la un pui, ca să se potrivească. Foarte frumos. Deci, așa cum spuneam, are Tartu locul 30-35 la 1400-1600 de kilometri. Are anul ăsta venit a patra la mine în volieră de la Doneț și prima de la Krasnodom în volieră și cam între primii 3 porumbei, 4 pe județ, cred că primii 3 porumbei super, pe județ. Super. E o porumbiță de 2010. Cu experiență, da. Cu experiență asta, că dacă nu are experiență... Da. Și dintr-o familie... De familia mea de porumbei din Decebal și Știchelbou. Da. Marcel Dezmet, Știchelbou, liniile vechi pe care... Da. Mereu spun că unii zice că nu devin și-o mai la modă cu... Nu contează. Așa. Nu, nu. Nu contează. Am încercat și cu moda asta nouă, să cu porumbei din afară, care sunt super zburători, pe unde o fi fost, că nu-i luăm noi pe ea, nu-mi permis să iau unul de ăla, dar să iau urmași de-ai lor. Și nu merg. Nu merg. Vă spun sincer, orice porumbe l-aș băga între ei mei, mai mult de 700-750 nu se duc cu ai mei. Mă bat până la 700 ăia, dar după 700 nu mai vine unul nici la 2 săptămâni, nici la 3 săptămâni. Da, vă cred. Am uitat să vă spun. În compartimentul ăsta, uite, filmați așa pe toți, vedeți, am plecat cu 50 de porumbei la fond, la zborurile de fond. Și vă că aveți boxele pline în continuare. Și am în momentul de față 28 de porumbei, zburați numai 1000 și 1150 de kilometri, deci doneți și frează 28. Restul de 900 și 800 nu mai spun, toți au zburat. Deci nu există porumbel să fi zburat aici 800-900 de kilometri anul ăsta. Super. Un ghinion a fost că la Doneț, nu știu dacă mă crede cineva, dar asta și vă arăt două exemplare, primii 10 porumbei care mi-au venit de la Doneț, cred că primul n-a avut nimic, restul a venit lovit de uliu sau de sârme. Da, vă cred. Ăsta a avut aripa smulsă de aici, uitați că e smulsă asta, da. Toată a fost smulsă, uitați, vedeți, da. Smulsă de la Doneț, pui de un an de zile, să amintesc că la Doneț am băgat 9 pui de un an și toți au venit și au clasat 4 sau 5 porumbei. De iarnici, nu? Da, de iarnici, da, da, de iarnici. Ăsta e porumbel care a avut aripa smulsă și a venit la Doneț a doua zi, pe la 3-4 după masă, cu aripa smulsă. Deci din primii 10 porumbei de la Doneț, 8 sau 9 au fost loviți de uli. Unul l-am cusut. Da. Aici la noastră e și o zonă periculoasă, să zic așa, din punct de vedere al răpitoarelor. Că suntem în zonă de deal munte, la 600-700 de metri altitudine, da. De la Doneț până aici sau de la Krasnodom până aici, da. Câte de astea nu trec ei. Da, dar știți ce trebuie să remarcați și să apreciați la ei? Faptul că așa răniți cum au fost, au avut era totuși să vină acasă de la o asemenea... Au venit acasă și în ceas. Deci eu, dacă vorbesc de 28 de porumbei, da. Care i-am acum de la 1000 și la 1150 acasă, toți se vorbesc de ceas. Da, da. De ceas, că mai e unul, doi veniți, că din 20 au venit 19 și de la Krasnodom 10 au venit 9.
Super. Zburând anul ăsta nouă porumbei la Donetsk, am vrut să fac o categorie de național maraton sau extrem maraton, asta a fost scopul. Pot să vă arăt o femelă de un an de zile. Femela de an de zile, are și clem acolo la picior. Că s-au anunțat decât primii doi și trebuia să descoperi clema să citesc, până restul. Aceasta e o femelă de un an de zile, de un oi roșu al meu, un alendez oi roșu, cu o femelă de la mine. Are trei fonduri clasate, are donețul clasat, uitați, crasmodul pe aia. Da. Deci a zburat trei fonduri și două maratone. O femelă de un an de zile. Super arată. Unul singur, nu clasează, cred că nu clasează la Krasmodom. După o săptămână jumate, domnul Alexandru, vreau să vă spun că nici acum n-a apărut clasamentul la Krasmodom. Da. În condițiile astea, la anul, dacă văd că să merge tot așa și nu se face un pic de ordine în Uniune privind anumite aspecte de organizare, o să văd unde mă orientez să zbor. Zbor 3-4 maratoane. Ce vă interesează? Ce mă interesează și restul nu mai stă. Sau să ajung să zbor Krasmodom și să nu știi seara la ora 12 a doua zi să îmbarcau porumbei, să nu știi că dacă zbor sau nu zbor, sau dacă le-am clasament sau nu le-am clasament. Da, într-adevăr. Și această femelă care are două maratoane și două femele, două extreme maratoane de peste 1000 de kilometri, e pereche cu tata locului 4 național la Donetsk, o femelă de un an de zile. Super. Deci acesta e masculul care a zburat și Donetsk și Krasmodom, a clasat la Donetsk și la Krasmodom, a venit în ceas, dar n-a mai prins. Ceva s-a întâmplat, cred că a luat-o, și-a pierdut orientarea și a venit tot în ceas, dar n-am mai prinde. Că așa consider, nu știu clasamentul, să vedem până când o ține clasamentul, nu știm nimeni, nu știe nimeni la ora actuală, după o săptămână și ceva, dacă s-a zburat. Ca și origine roșie ăștia, din ce aveți, din ce provin? Femela, ai avut o pozată, am avut-o anul trecut filmată, provine din Becker, Olanda, și o combinație Stănescu Prudorului plus urmașul maraton și alu de ceva. Alu de ceva, da. Dar nu faptul că ăsta e roșu și a venit. Ăsta e tata locului 3-4 pe județ la Iarlinge extrem maraton pui de un an de zile. E tata locului 4 național Donetsk și locul întâi la Iarlinge pe lansare Donetsk, el. El în sine, da, da, și el în sine. Așa, și reprodus bine, pe lângă faptul că a zburat excelent. La un an de zile a zburat și el Donetsk, tot așa ca pui de un an de zile. Și aici vedeți, toți porumbeii care îi vedeți aici, făcând excepție, sunt porumbeii de la... Filmați acolo puișori. Ăștia sunt puișorii care am oprit de vreo 7 perechi după ce i-am băgat la Donetsk. A trebuit să opresc cu ouăle, că au fost pe ouă când i-am băgat. Și acum au ieșit puișorii și au crescut la cei care Donetsk și Krasmodom. Foarte frumos, într-adevăr. Da. Dacă luați unul în mână, ziceți că e un pepene. Știu, i-am văzut mai devreme. Și ținând cont că porumbei ăștia au zburat mii de kilometri și uitați cum hrănesc pui, da. Și nu mă omor să zic că le dau nu știu ce mâncare. Nu dau mâncare la saci, nu dau produse străine, dau ce mi-a recomandat doctorul Tudoran. Da. De ce vedeți la ei? Asta e meritul lui doctorul Tudoran. Bine, pe lângă originea foarte bună. Asta... Da, aia e altceva, că dacă nu are... Și selecția deosebită în timp, pe care ați făcut-o la ei, timp de generații. De porumbei de 10-15 ani. Deci, lucrați la ei în permanență. Da. Super. Uitați, filmați pe toți aici pe odihnă. Da, lăsați-mă să iau un prim plan. Toți porumbei care au zburat Donetsk și Krasmodom. Nu mai vorbesc de 900 și de 800. Deci ăla le mai lați în calcul. 900 și 800 nu le mai lați. Nu le iau, că mă încurc. Eu am vrut să fac două categorii, național maraton și extrem maraton. Indiferent de punctajul care îl are. Dar atâta timp când mi-a clasat și a făcut, eu zic că ăla e un porumbel cât de cât cu origine bună. Ca să faci... Și cu aptitudini de zbor și fizice, într-adevăr, că nu poate să... Ca să poți să o ții, după ce zburase încă trei fonduri, după ce zburase încă două maratoane de 900-800 mai mici și până să te duci să te umori cu ei la 1000 și la 1150 de kilometri. Da. Din toate zborurile astea, cred că mă aleg cu locul 4 național, derbiul național la Donetsk,
și neoficial în care nu-ți face clasamentul, locul întâi la Iarnic pe Doneț, da, primul formel la Iarnic sosit de la Doneț. Da, da, da. Și așa cum prezentam roșu, da. A, uitați ce puișor mic are un pui de un an de zile, care e puișorul, a avut-o făcut înainte să plece la Doneț sau la Crasmodon, nu mai știu, o femeie iară deosebită care am ținut acasă. Acest mascul e fiul roșu care mi l-a arătat mai devreme, nu? Da, mai devreme. Uitați-vă și la oi, același oi roșu frumos. Da. A ieșit argintiu într-o cucă de-a mea, a ieșit un argintiu și o stropit, parcă. Acest porumel a zburat și Donețul și Crasmodomul cu această pană ruptă. Și n-am, ultima. Și ultima. Curios, da. Da, ultima. N-am avut curaj să umblu la ea, fiind în margine, nu puteam să-i fac un transplant cu ea, am avut cea de la Tartu. Și l-am lăsat așa, la risc. Mi-a venit al doilea la 8 și ceva la dimineața de la Doneț și mi-a venit tot al doilea de la Crasmodom în crescătorie. Pui tardiv, are categoria de extrem maraton. Da. Și dacă e primul pentru mine sau că e ultimul, nu contează locul. Dar oricum e între primii porumbei de iarnici, da. Și cred că e porumbel de expoziție națională, poate o să fie și alții. Dar nu mă interesează. Scopul meu a fost să fac un iarnic anul ăsta, un extrem maraton. De 9 porumbei de la care am băgat la Doneț, așa, am acasă acum 8. Super. Da, unul singur s-a răpus la datorie la Crasmodom. De 10 venind super, 9. Super. Deci ăsta e extrem maraton, pui de un an de zile, urmașii lui Deceva și al lui... Voi că în ultimii ani v-ați scalat puternic pe extrem maraton, altceva nu vă mai place decât cea mai grea categorie, practic, da, nu? Da, da, cea mai mare e la ora mai... la care o zburăm noi. Dar v-am spus, dacă nu se reglementează condițiile de zbor și totuși să știm, eu când am plecat să zbor Donețul și Crasmodomul, știam că după Crasmodom mai am un zbor de 900 de kilometri care puteam să fac alte categorii, maraton FCI. S-ar putea să fac cu 1 sau 2 anul ăsta, să vedem clasamentul. A cuplat Crasmodomul odată, a adus și zborul ultimul care trebuia să fie făcut, l-a adus odată cu Crasmodomul, deci ne-a bitregit. Da. Noi când plătim taxe la Uniune, dacă nu plătesc 350 de ron până la 15, nu știu, să zic, februarie sau decembrie, plătesc 500. Deci eu mă încadrez și mi-am plătit dările și toate astea. Da, văd că... Doriți să beneficiați de condițiile. Eu eram pregătit să mai zbor un zbor de 900, ca să pot să-mi fac categoriile astea. Eu vreau să zbor 3 zboruri alea. Donețul, Crasmodomul și încă un maraton de 900. Da. Ca să poți să faci tot ce, să, da. ce e în regulamentul național. Da, tot ce da. Într-adevăr. Super păstări. Acesta e un porumbel care are categorie făcută anul ăsta și de național maraton și de extrem maraton. Nu spun de mare fonduri, gândiți-vă că fiecare s-au dat azi maraton, 2 peste 800. Ai mei n-au 2 peste 800, au 2 peste 1000. Da, azi maraton, dar nu știu, dacă o fi pe acolo în clasament, ori fi, dar uitați, ăsta e unul care are și național maraton și extrem maraton, și azi maraton și mare fond și fond, are totul clasat. Un porumbel de 2 ani. Ca origine, tot așa? Da, originea 100% crescătorie Atițan. Asta. Foarte frumos. Deja încep și să pui așa. Au ouăle dinainte de Crasmodom, le-am păstrat, că am bănuit că nu puteam să opresc la toți și am trebuit să opresc și câteva duci acasă. Am trebuit să sacrific niște porumbei de un an sau de 2 ani de zile, că trebuia să rămână și câteva pereche acasă ca să le las ouăle sau puișorii. Vedeți? Da. 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 Ce să vă mai arăt? Aici un porumbel și pentru alții aviz. În continuare, un porumbel care anul trecut, porumbelul 84, m-am bucurat când l-au studiat mulți pe site-uri și a preferat să facă sute de kilometri să vină... Să-l vadă, nu? Să-l vină, când, să vină acasă. Și chiar era un zbor, aveam 30 de porumbei băgați la un maraton și să-l vadă pe 84. Da, vă spun sincer, ghinionul a fost că 84 în ziua respectivă n-a venit acasă, au venit 29, el n-a venit. Au venit 28, el a venit al 29 la a doua zi. Bineînțeles că a doua zi, la ora 9 a venit de dimineață și era lovit în piept. Am încercat să-l refac pentru Doneț.
Am riscat, l-am băgat la Doneci și a clasat ultimul care mi-a clasat în porumbăie de la Doneci. El, deci l-a afectat totuși, da, a fost afectat. Lovitura în piept, da. La Crasmodom n-am bucurat să-l bag, pentru că să faci 6 categorii, așa să fii locul 29 național și să risc așa. Și l-am ținut singurul care l-am sacrificat, adică zic eu, i-am făcut un bine. Poate venea, poate nu venea, dar nu știu. Da, a venit lovit de la un maraton și n-am putut. Dar la Doneci totuși a clasat, e ultimul porumbel care a clasat. Porumbul mascul prinde vitalitate, da. L-am văzut. Da, dar ce vreau să spun, să amintești pentru alții. Dacă anul trecut mi-a făcut 6 categorii și atât la nivel național în locul 29 cu categoriile astea toate 6, anul ăsta vă spun că am impresia că el s-a simțit obosit. Pe să clasezi tu anul trecut 24 de zboruri, să zic, ca să faci 6 categorii din 2-3 etape, că trebuie să ai, să faci fondul, trebuie 3 fonduri, să faci demifondul, trebuie 3-4 zboruri, să faci viteza, trebuie 5 corect, viteze. Corect. El a clasat toate, 6 categorii, gândiți-vă. Anul ăsta a plecat ca din pușcă, de la prima etapă până să vină, lovi la 800 km, 850 km la maraton, a fost numai locul 10 și locul 2. A venit lovit. Eu cred că s-a lovit și două oboseală și ceva e neregulă. Nu poți să... Eu am avut 4-5 porumbei anul trecut cu 4-5-6 categorii. Făcute, da. I-am văzut că obosesc. Vreo 2 sau pierdut la datorie. Mi se pare normal după atâta efort. Da, da. Trebuie un an de zile, și fiind și yearling anul trecut, la un an nu neapărat nezburat, dar lăsa mai ușor. Da, lăsa mai ușor, să nu bași toate vitezele. Eu să prindem noi românii, să prindem și viteză și general și... Nu. Bagă-i din două etape și... Tu te la ultimele 3-4 mari dacă vrei să faci o treabă. Nu să-l bagi la etapa 1 până la etapa 5. Corect, așa e. Că n-ai cum. Și o mașină. Vă dați seama, poate să fie Ford, Mercedes, BMW și poate să fie tot da, în spică. Cedează la un moment, corect? Da, acum are puișori, acum are iar o femelă, e pereche, o femelă care a zburat Doneci, într-o Crasmodomul, n-a mai băgat-o. Stați foarte bine pe final de sezon, vă spun sincer. Deci din 50 de porumbei de la foc care am plecat, nu i-am numărat, dar cred că sunt până în 40 de porumbei. Super. După atâtea etape zburate și atât de lungi și de dure totuși. Și dure. Au fost primele două foarte dure. Știți ce a fost la primele fonduri, la Verica, când porumbei au fost aproape trântiți la pământ în cauza... Exact, exact. Da. Super. Asta înseamnă o grupare, eu asta mă bucur, nu mă bucur de locuri, de categorii, de nu știu, mă bucur atât de categorie că am făcut extrem maraton cu un yearling și se poate face, nu că am făcut numai eu, au făcut și alții, da? Eu n-aveam yearling băgat la extrem maraton să fac și am făcut, în 4 care am băgat la Crasmodov, mi-au venit 3 acasă, am băgat 9 la Doneci, mi-au venit și mi-am făcut plăcerea mi-ați de a vedea. Mi-ați visul, da. Da. Asta înseamnă că o grupare de porumbei, ca să ai 28 de porumbei... O grupare omogenă, într-adevăr, da. Dintr-o familie... Să ai 28 de porumbei din 30 care au plecat odată 20 la Doneci și 10 la așa, să ai 20 la Crasmodov și să ai 28 acasă. Zburați astea două maratoane peste 1000 de kilometri, e o treabă. Așa este. Asta înseamnă că o grupare și să am grijă de ei, dar trebuie și să-i protejezi. Nu să-i băgăm. Ar trebui, într-adevăr, să aveți mai mare grijă de ei, cred eu, nu știu. Pentru că uneori din dorința de a face și de a vă depăși limitele de la an la an, cum spuneați cu masculul Good List, mai devreme cu 6 categorii într-un an. Da, și ca yearling, nu era nici bătrân. Și ca yearling, sigur, mult prea crud poate la un moment dat. Da. Adică sunt bune și provocările, cum să zic, dar la un moment dat, cu experiența noastră, trebuie să învățați din ele, nu? Și din semnele astea exterioare care... Da, neapărat trebuie învățați și... Vă mai arăt alul roșu, frate cu primul, da. Frate cu tata locului 3-4 la extremă. Da, e frate cu tata de cuib, amândoi. Acest porumbel a zburat Donețu, a venit la ora 3, era favoritul meu, a fost primul trecut pe listă. Și l-am văzut la după Doneci că totuși parcă el nu călca bine pe aici. L-am văzut vreo 2-3 zile, deci a stat o săptămână și ceva acasă și eu nu i-am dat importanță care are ceva. Și vă spun sincer, l-am găsit aici sub pulpă, sub... L-am găsit rupt de uliu, înțepat de uliu și am fost nevoit să-i pun 3 copci. Și n-am mai putut să zboare Crasmodom. Am vrut să-l bag, dar îl băgam pe la urmă, dar fiind nebuloasă asta cu Crasmodomul, nu se știa ce să zboare și nu se zboare, să pierd un porumbel. Și acest porumbel are aici 3 copci, aici undeva. Trebuie să-i lescoc, că deja s-a refăcut, că acum
Și el n-a mai prins Krasnodar. A zburat anul trecut și Donețul și Krasnodar. Adică vreau să spun că jumătate din ei au zburat și anul trecut Donețul și Krasnodar. Deci au două Donețuri la activ, da, cel puțin. Da, da, da. Și în general clasate. Sunt și fără clasa mea. Dar un lucru, dacă am 28 în volieră, să știți că am venit în ceas pe toți. Vă spun de pormei care veniți în ceas, că am venit unul de acolo și unul de acolo, da. După aia altceva, dar 28 sunt în ceas. Da, super. Da. Văd că taliile la porumbei noastră se mai micșorează, așa să zic, nu? Poate e senzația mea sau... Am grijă că... La început, la zborurile astea lungi și foarte lungi, ca și talii încep să se mai... Păi vedeți-vă, după miile de kilometri par mai mici, dar dacă ne-o dau un pic de toamnă, iarnă, să vedeți că se fac mari. Să rotunjesc, că? Da, construcția porumbeilor mei e un pic de la mijlocie spre mare, să știți. Arată bine, vă spun sincer, mie îmi plac cum arată. Sunt plin de vitalitate, nu se cunoaște pe ei așa fizică, se află la final... Sunt o săptămână și ceva după terminat sezonului. Da, la finalul unui sezon, totuși dur și plin, adică nu i-ați menajat, nu sunteți un crescător care stea să-i menajeze, îi zboară o etapă, îi mai lasă două acasă. Nu, dar la anul să încerc să fac la etapele astea mai mici, până la 5-600 de kilometri, o să încerc să zbor una, da, una, nu, și să mă duc de la 800 în sus, să o țin 3-4. Dacă vrei să o bagi la prima etapă de 150 de kilometri, până la 1150 de kilometri, nu o să mai faci porumbei de ei. Sau îi faci anul ăsta și la anul o să vezi că... Clachează. Ori nu-ți mai clasează, ori nu mai vin. Deci am exemple. Un cuvânt despre colaborarea cu domnul doctor Tudoran. Știu că anul ăsta și în 2015 ați ținut aproape unul de altul, să zic așa. Domnul Alexandru, păi dacă nu era doctorul Tudoran, dacă mi l-ai prezentat, pot să spun că mi l-ai prezentat anul trecut, înainte de Donăț cu 10-15 zile, eu acum nu mai aveam porumbei ăștia în cătăți. Da, vă cred. Și pierdeam și plus că îmi veneau, decât nu mai prindeam nimic cu ei să clasez sau să fac categorii. Da. Da, colaborarea cu doctor Tudoran... A fost pentru noastră foarte fructuoasă, nu? Și nu mă așteptam că... Și la prețuri totuși foarte rezonabile, nu? Da, nu, de prețuri nu mai discut. Deci prețurile nu se compară cu ce mi-a recomandat doctor Tudoran și cu ce aveam eu. Când îi spuneam ce am eu, îmi spunea ce, domnule, nu te cunosc bine, dar zice, pe semne că n-ai ce să faci cu bani. Zic, nu, domnul doctor, n-am bani. Și atunci, de unde ai cumpărat atâtea și atâtea? Și mi-a spus, fă așa. Și am făcut cu strictul necesar cu ce mi-a recomandat dânsul. La Romvac, nu știu dacă am completat cu ceva străin, nu cred. Și cât mai multe produse naturiste am înțeles că ați folosit, da? Da, folosesc, uite, chiar o să vă arăt în frigideră produse naturiste, să vadă și alții să nu cred. Unii mă știu că anul trecut aveam toate gamele de la firmele astea străine la mine și se speriați, ce pizza ne omoară și clacam, până când am vorbit cu doctor Dorlan înainte. Ce aveți acolo, domnul Mihai? Păi, așa cum vorbeam, produsul doctorul Tudoran 2015, cu 10 zile înainte să zburăm Donețul, colaborând cu doctorul Tudoran, am zburat Donețul cu această femeie de 2012, a clasat la Doneț, a venit de la Doneț, am băgat-o la Krasnodar la 10 zile, a clasat Krasnodarul, a făcut național maraton și extrem maraton și după ce am venit la Krasnodar, la 48 de ore, am băgat-o la 900 de kilometri zborul, care vă spuneam acum 5-10 minute, ca anul ăsta l-a suprapus cu Krasnodar și n-am putut să mai facem. Exact. Da. Și aceasta, de aici am plecat, zic, dacă am făcut cu un porumbel din crescătoria mea, toate categoriile, cred că e singurul porumbel din România care a făcut și național maraton și extrem maraton și clasare la Krasnodar, în 30 de zile, dacă o să 17 zile. Da, știu cum zis, de aia. Exact. Am zis anul ăsta, hai să văd dacă pot să fac și cu un pui de una. Și ați văzut că a ieșit acest argintiu, da, care va fi porumbel în expoziția națională. Nu știu pe ce locuri va fi, dar va fi în primele locuri acolo. Dar nu contează, primul sau ultimul are categorie făcută. Într-adevăr, super. Deci super. După ce am făcut ăsta, fiind produsul pur al lui doctor Tudoran, că dacă nu era doctor Tudoran, nu puteam să clasează sau să bagi la 48 de ore după 2150 de kilometri, la 48 de ore a plecat la 900 de kilometri și a clasat. Dar vă spun sincer, dacă mai dura, întârziat 5 minute. Făceați infarct, nu? Nu mai clasa. Nu, dar și dumneavoastră, cred că a stat la ultima etapă. Da, cred că a stat la clasamentul. Cu inima cât împurice, da, este? Da, da. Vă așteptați să vină, totuși? După asemenea efort? Deci în 17 zile, 3... Da.
Și gândiți-vă că după 1150 de km, 48 de ore, a stat luni și marți. Că miercuri de dimineață, a venit duminică la prânz, a stat luni și marți în Cotes și miercuri de dimineață a fost îmbarcată la 900 de km la maraton, a clasat și a făcut. Anul ăsta n-a mai avut posibilitatea asta să putem să zburăm ultimul maraton după Carbotor, pentru că a lăsat de dorit organizarea UCP-ului. Și vă spun sincer, nu numai eu spun treaba asta, eu sunt mulțumit că am vorbit în Cotes, dar la desigilarea la Crasmodov și la Bănesc, să știți că am auzit multe voci care spun că grupări de colombofii, de cluburi, vor să plece în altă parte. Sau, nu știu, nu spun și ce să mai discutăm acolo. Dar ca să plece în altă parte și să mișorăm Uniunea, parcă nu mi se pare bine. Trebuie făcut urgent ceva. Da, ca mulți. Să poată să nu se mai întâmple la anul. Că și cei noi care sunt acum în conducerea Uniunii nu poate să facă demers. Asta au fost prinse în hotărârile adunării generale. Dar sper că cei noi care anul ăsta au văzut ce au întâmpinat, sper că la adunarea generală din noiembrie și din februarie să remedieze situația ca la anul să nu mai ne întâlnim cu aceste... Da, ar fi păcat, într-adevăr. Atâta timp cât există porumbei, cât există crescători care vor să zboare, să nu li se ofere această posibilitate, da, nu? Să mai, da. Adică plătesc zborul, e în planul de zbor și ți-l cuprează cu ultimul în loc să-ți mai dea voie. Eu băgam la 3-4 zile, băgam de nei, 3-4, 5. În 28 aveam ce să fac. Exact. Nu, n-am putut să mai... Bine, dumneavoastră ați fost un exemplu fericit și sunteți un exemplu fericit că v-au rămas mulți porumbei. Poate n-a fost aceeași situație în alte cazuri. Vreau să vă spun că Dâmbovița e un județul Dâmbovița... E o zonă foarte puternică, colombofilă, nu? Foarte puternică privind colombofilă. Și crescători ambițioși care zboară de la prima la ultima. Da, eu când mă pomeneam cât un porumel la 10 acasă, la Crasmodon sau de la Dore, dimineața, la 5, la 6, bă, zic că fi primul. Dar am fost domnul Alexandru primul. Am fost și eu pe acolo între primii, dar erau porumbei și am văzut la desigilare. Au venit porumbei, mulți, foarte mulți și bine. S-a întărit mult zona, din punct de vedere... Că sunt și eu pe acolo pe îngruparea asta, voi fi cu ei. Dar eu nu asta, până la urmă, am spus categoriile și clasările. Mă interesează că deja i-am acasă și la anul știu ce să fac. Am mai făcut și eu ceva greșe la anul ăsta de la ei. Și la anul cu acest porumbei și cu puii care... Vi le-ați notat și nu le mai repetați, da? Nu, sper să nu mai. Sper să fim sănătoși și să facem așa. Nu să-i omorâm. Deci noi omorâm. Îi zburăm până când... Așa este, aveți dreptate. Pică fugi după ei. Suntem în stare, se băgă și acu, dacă mă spune. Să vă și uitați-vă, sunt nepurliți deja. Da, mai au trei fene, da, da, da. Deci asta e porumbița de anul trecut, care a făcut toate cele trei. Cred că e singura porumbiță care are și Național Maraton și Extrem și Crasmodon. Trebuie să o botezați Mihaela după numele noastră acum acasă. Da. Da, cam asta ar fi, domnule. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate, maestre. Vă felicit sincer pentru sezonul deosebit pe care l-ați avut în 2016. Da. Vă doresc aceeași baftă și la concursurile cu puii acum. Să se reține că a fost un vară deosebită, ținând cont că am un număr de porumbei acasă, nu știu câți... Bine, acasă în condițiile care au fost burați, da, cu clasări că... și... Da, da, da. Și bine, nu? Da, v-am spus, nu a fost nici primul, nici ultimul, dar sunt acolo în gruparea de... Da, sunteți. ...forte a județul Dâmbovița care a șus. Mulți porumbei. Se pare că Dâmbovița e una dintre cele mai puternice grupări. Nu, și UCP-ul a zburat bine anul ăsta pentru că n-a avut calamități, așa să zic, zboruri foarte grele din punct de vedere al greșelilor, să zic. Am avut primele două zboruri, Nicolaevu și Velica, la 650 în Ucraina. La Velica, al doilea fond, a fost aproape catastrofă. Ploi torențiale, tornade și vijelii. A adunat porumbei, chiar președintele Consiliului Național Sportiv, Dumitru Victor, i-a adunat doi porumbei dintre vași și dintre voi după niște câmpuri și i-a cunoscut sau fi avut un număr de telefon, l-a sunat și s-a dus porumbei din iarbă, dintre animale pe câmp. Da, așa de așa. Și aici n-am ținut noi cont că a fost și Nicolaevu primul și al doilea Velica cu condiții meteo deosebite. Noi trebuia să forțăm mai mult la recuperare. Mi s-a părut că arată bine, dar ei în realitate, pe dedesubt nu stăteau lucrurile. Pe dedesubt au fost afectați. Da. Mie mi s-a cunoscut, la următorul zbor de maraton, s-a cunoscut treaba asta și atunci am încercat la ultimele astea marcare și asta mă interesau. Că pe astea până la 800-900 le zbor, că trebuie să mai zbor din ele, pentru ca să... altfel n-ai cum. Dar așa este. Trebuia recuperați. Când e un zbor greu, trebuie să forjăm un pic, o zi, două, trei, dacă e cald. Mai mult atenție pe recuperare, da. Da, da, ca să-l vezi. Da. Încă o dată, vă mulțumim, maestre, și vă dorim în continuare mult succes. Vă
mai, ne mai vedem și poate să la zborul cu puiul, un derby cu puiul. Da, poate la derby cu puiul, am și eu câteva inele de derby cu la Bibi Ștefănescu la, la organizarea lui și poate atunci, dacă sunt condițiile meteo bine, se lansează și... Ne vedem. Ne vedem, da. Vă mulțumesc mult timp. Și atunci la, să fiu și eu, să vin acasă. Deci important puiul să-ți vin acasă. Și să te bați cu elita județului Dâmbovița, e o treabă. Mai mult pentru asta, ca să văd și eu unde pot să stau și cu puii. Da, pe unde vă poziționați. Unde vă poziționați. Și atunci vedem care grupare mai bună, dar la mine toți porumbeii care îi vedeți aici, toți sunt în aceeași grupare. Cu excepție, două, decât o infuzie. Trei mici infuzii, două, trei infuzii, da. Atât. Vă mulțumesc mult încă o dată, cu stimă. Plăcere.